Salutare, bine v-am găsit la primul meu roleplay de pe car parking. Astăzi am venit cu Raptorul să văd cum e, că azi mi l-am luat, că vreau să-mi iau o mașină. Am vorbit despre nu știu ce mașină, dar era foarte bună. O să vă spun mai multe când ne urcăm la bord. Hai că revin la bord. Am revenit la bord. Hai să încercăm să... Haide. O să întorc și eu cumva aici. Hop. Stăm cu spatele. Și o să încerc să întorc. Am și radio ca să pun muzica. Stați, voi reveni. Nu vă găsesc drumul spre acest drumul spre anume, că suntem în Moldova la Briceni, dacă voi reveni. Am găsit drumul. Opa. Acolo se aude radio. Am intrat cumva prin... nu contează. Noi oricum că... să nu pălim acest Raptor. Am dat mult pe el, vreo 50.000 de euro pe un Raptor. Așa plecăm. Oh, Raptorul ăsta e cam nebun. Să eu nu știu să-l conduc. Am mai condus mașini, dar nu Raptor, transituri. V-am revenit să știu pe unde luăm. Păi nu am prieten, că el trebuie pe aici. Pa, pa. Gata, m-a sunat pe aici, a spus că trebuie să luăm. Ho. Raptorul ăsta e nebunie. Și dăm în față. Așa am auzit de la el. A, da, în față. La ferestre și apoi la înapoi pe Carpatiu. Stai să văd dacă e drumul bun. Da, e drumul bun. Drumul bun. Cam nasol cu acest Raptor. Ce accident să fac acolo. Bă, mașină. Asta e cam lag. Bă, prost, dacă e de... e vechi. Hop. Bună ziua. Pașaportul la control. Luați-l. 5 roni. Ok, luați-l. Ok, mulțumesc. Stați, iată. Să-mi controleze ei aici. S-ați controlat? E bine. Opa. Să dăm aici blană. Ce accident a făcut ăla. Bă, nene, mai încet. Am vorbit despre un X5 mai vechi. Da. Aici cam mergem o leacă. E dă blană Raptorul ăsta. E dă. Hai bă, Raptorii. O să merg cam nasol pe aici. Să vedem, nu s-a gata, dă-i. O să stăm și o să ne oprim, cred că leacă. Să vorbim cu omul ăla. Da, cred că nu ne-a curgat. Știu, să-i spun unde ne întâlnim. Alo, bună ziua. Da, puteți să-mi spuneți unde ne vom întâlni? Da, la
la târg acolo la reprezentație de BMW Urux 5M. Ok, hai, bine, papa. Ați auzit, a spus la reprezentație de BMW X5M. Dar două mașini la fel pe stradă, what? Oh, bă! Raptor! Oh, 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 oh. Ca mergem ilegal. Dar bine că poliția nu-i. Dar putem să ne întâlnim cu o mașină, deci... Asta ar fi nasol. În urma mea este vreo mașină, nu? Uitați cum vine ea cu viteza. Așa. Oh! Nu ca nu vine că asta merg așa pe aici. Pe aici. Bă! Băi, dai. Băi, mi-ați grea și Raptor, bă, de 50.000 de euro. Mi-a dat ofertă că era 117.000 de euro Raptorul ăsta. Și am spus că am doar 50.000 în portofel. Dar aveam 100.000, am vrut să menționez, pentru că să vezi și X5-ul ăsta. E, adică. Opa! În sfârșit puteam să mergem și noi pe drum normal. Oh, nebun! Ai, pompierii! Ai, ia, altul! Bă, ce-s cu oamenii ăștia, bă? Numai să stai că poate vine o mașină și facem accident, că... Ar fi ceva. Nu văd niciun. Ai de viața mea. Să-i duci? Ai, ce era să fac? Dacă dă blană, dă blană. Oh, Raptor. Hai de viața mea. Hai să vedem ce a pățit. Uitați ce a pățit, bă, Raptor. Se cânde să nu aici. Uitați. Ce mare bușcură. Dacă vei reveni de la bord, când o voi da și voi am pus-o pe roți. Aaa, iarăși, bă! Era pusă pe asta din urmă, dar nu știam, bă. Eu nu văd chiar bine, trebuie să mă dar la drum. Am ajuns și în România, aproape de România. Că am trecut de Briceni, în Călăraș, și acum trebuie să venim în România, că da, în România e cel mai ieftin acest X5. Cât are? Stai, cât e? Bă! Dacă... Uite, bă, bă! Ce fac ăsta? Opa, vamă! Băci! Pașaportul la control. Las, domnule. Așa, bani. N-avă 5 roni. Adică euro. Pașaportul. La revedere, domnule. Acum trebuie să mergem la reprezentația de mașini. Adică de BMW-uri. Să fac roleplay și o să mai, dacă văd că apreciați că acest videoclip așa de mult cu roleplay, o vom mai face. Acolo e poliția? Cam acolo. Să vă spun că m-am angajat la poliție. Și am o Toyota Camry, mi-au dat ăștia. Asta model 2020. Nu chiar cum arată poliția română, așa că știți voi, da. Am scris-o așa, ca în Moldova. Mai că au sunt pe domnul ăla să vină
aici cu X5-ul ăla și vom reveni când mi-l aduce. Mă cap pe aici, prin parcare, ar trebui să fie, bă. O să parcăm mașina aici. Acolo doar BMW-ul ăla. Vedeți că astea stau aici. Asta. Voi reveni cu o nouă mașină. Am revenit. Reactorul mi l-a luat împreună la acasă. Și hai să vedem de asta. De X5M. Că e înarticulat, mi-a spus. Și voi cumpăra încă mașini. Haideți să vedem. Uitați-o. Aceasta este bestia. O sper că vă place această bestie. Uitați, din urmă matriculată. Adică Mihai mă cheamă 09 ca numărul și bia asta înseamnă de la Brice. Și aici tot așa în față. Deci mașina asta o voi duce acasă și voi face episoade din ea. Adică car vloguri, roleplay-uri, de toate. Și eu am fost Mihai cu acest X5M. Pa, pa.